CNR s-a încheiat anul acesta cu o frumoasă surpriză furnizată de Vali Porcișteanu, clasat pe podium și campion la clasa 3. Cu toate că a avut la dispoziție un material de competiție depășit tehnic, fostul campion național absolut la raliuri, Vali Porcișteanu, a reușit la revenirea sa în CNR un rezultat de excepție, clasându-se pe podiumul final al întrecerii. Mă bucur că am reușit să ne trecem în palmarestitul de campion la clasa 3. Iată că suntem și pe 3 la general și este primul sezon din carieră pe care îl terminăm fără niciun abandon tehnic. Un sezon cu o mașină pe care o cunoaștem foarte bine, care iată a ținut cu noi extrem de bine, chiar vorbeam într-o zi cu mecanici și au zis foarte, foarte de treabă a fost mașina, a fost cea mai cuminte de până acum, n-am vrut să ne lase niciodată și am avut grijă de aceea drept, dar iată că toate lucrurile au fost pozitive în acest an și au adus la un rezultat bun.